Fotbaliștii și oficialii de la CSM Râmnicu-Vâlcea sunt conștienți că Olimpia Satu Mare are un lot valoros și cele 90 de minute ale întâlnirii o să fie echilibrate. În sezonul regulat, cele două combatante de mâine și-au împărțit victoriile. Încercăm cu siguranță, dar ne așteaptă un joc destul de greu, pentru că întâlnim echipa care a câștigat și ea cele 6 puncte în primele două jocuri și pe lângă asta sunt o echipă solidă, o echipă care cred eu că putea liniști să joace în play-off. Cer să fie o atmosferă cât mai destinsă până cu o zi înainte de joc, după care încercăm să ne grupăm și să încercăm să reușim să facem o atmosferă cât mai solidă pentru a câștiga jocul de sâmbătă. Mesaj pentru suporteri? Îi așteptăm un număr cât mai mare la stadion, pentru că am văzut în prima etapă că și-au pierdut un pic din încrederea în echipă, dar cred eu că odată cu aducerea cât mai multor puncte și a unor rezultate cât mai bune pentru echipă, vor veni și ei. Înainte de disputarea etapei cu numărul 3 din play-out, CSM este pe primul loc al clasamentului la 6 puncte distanță de Olimpia Satu Mare. La finalul turneului, primele două clasate rămân în Liga a doua, în timp ce formația de pe poziția a treia joacă baraj de salvare de la retrogradare.